tare mult că sunteți alături de noi. Astăzi plecăm în Peak District. Alături de mine, ca de obicei, este Aisa, în spate, în centuri. Vremea de dimineață era mai mult decât ok, adică mult soare, dar între timp ea s-a schimbat, doar că nu atât de urât. Încă nu plouă, sperăm să nu se întâmple asta. Sunt vreo 4 obiective pe care vrem să le atingem în zona Peak District. Sperăm să ne bucurăm de fiecare peisaj. V-am promis, mă țin de cuvânt, captez cele mai frumoase momente și vi le arăt. Îl salutăm și pe Vladi, Aisa, și pe el îl salutăm, sigur, un urmăritor fidel al canalului nostru. Ne revedem mai încolo. Rămâneți cu noi! De oră. Traficul este acceptabil pentru o zi de duminică. În continuare, vremea se menține frumoasă. Da, putem sta la mânecă scurtă. Aici se bucură de peisaje. Pentru ea este un pic amprece, dar hanoracul o ajută destul de mult. Vreau să vă spun încă o dată că mă bucur tare mult să fiți acolo și, așa cum v-am spus, dacă sunt momente frumoase, către unice, revin și vi le arăt. De peisaje. Dacă vrei, poți să dormi. Ei! Avem aproximativ o oră de mers. Prima locație pe care vrem să o vedem este Mam Tur. S-a schimbat oarecum și timpul, a apărut și soarele. Ideea este că bate vântul, temperatura este acceptabilă, adică pot sta și la mânecă scurtă. Aici, din păcate, trebuie să aibă pe ea hanoracul, că este frig. Ne-am făcut și cumpărăturile din magazin, suntem bine. Este să nu-mi pornez microfonul la valiera, să nu am deloc sunet și când ascult ce am făcut acolo, să zic, băi, stai un pic că ceva e neregulă. Iau de la zero, adică înregistrează din nou. Imediat o să ies afară să-ți arăt cam cum arată aici. Sunt oprit pe partea stângă a drumului de vreo 10 minute, mai avem undeva la o oră, dacă nu greșesc eu, până la prima destinație. Vom merge oarecum încet, sunt foarte multe locuri de văzut. Cred că doar eu mă bucur de ele, pentru că între timp Aisuca mea, care este în spate, doarme. Ce-a fost somn? M-a tot întrebat, tati, mai avem de mers? Și sigur, i-am răspuns, da, mai avem, dar dacă vrei să dormi, poți să faci asta. Ok, imediat îți arăt cam cum este afară, la aer curat. Peisajul e mirific. Priviți! Am dreptate? V-am adus până aici, mai avem de mers. Cred că tot așa, 6-7, estimam să revenim în Coventry, ne bucurăm de ziua asta, posibil ca în maxim 20 de minute să trezească și Aisa, că zic că tati am ajuns și sigur să-i spun, mai avem puțin, așteaptă, bucură-te de peisaje.
superb. Din nou am făcut o pauză, ne-am oprit pentru câteva minute, nu de alte, dar simțeam nevoia să mai filmez ceva. Nu este trafic, sunt doar câteva mașini. Singura problemă pe care aș numi o problemă este vântul. Da, nu se mai poate sta la mânecă scurtă, doar mânecă lungă, se vede, m-am îmbrăcat. Peisajele de acum încep să și etaleze, nu știu, splendoarea. Este o parte din Peak District. Dacă nu greșesc eu și cu siguranță nu se întâmplă asta, Montur este zona unde ne vom aventura. Un vârf muntos care este, cred, în spatele meu. Conform Google Maps, mai avem de mers aproximativ 7 minute cu mașina până acolo. Rămâi cu mine! Pe care ne-am planificat-o. Ne îndreptăm într-acolo. Ideea este că a trebuit să oprim din nou. De ce? Trebuia neapărat să vă anunț ce s-a mai întâmplat. Prin urmare, am pornit aplicația Google Maps, am pus pe hartă destinația, doar că n-a fost să fie. Ne-a răpit așa, încerc, cum se zice pe românește, nimic ok. Și mă întrebam oare care să fie cauza, din ce motiv se întâmplă asta. Păi da, s-a întâmplat pentru că locația pe care am băgat-o eu pe Google Maps nu era cea care trebuia. Și uite așa, am pierdut vreo 7 minute după ceas, dar acum, gata, s-a rezolvat. Mai avem puțin și ajungem. Dacă vântul afară este un pic rece, ideea este că cu trucou, cu mânecă scurtă, niciun fel de gând să ai, îți trebuie neapărat mânecă lungă în perioada asta. Este frică aici în Anglia, în spatele meu este Montur, suntem în Peak District. Să ne îmbrăcăm corespunzător. Niciun fel de problemă. Ne bucurăm de peisaje, este superb, o duminică frumoasă, așa cum vă dorim și noi. De aici, din Peak District, vă salutăm. Cu drag. Aici, ce părere ai? Îți place? Ți-a plăcut traseul? A, mă înțeles. Gata, s-a băgat la culcuș.
superbă, o zonă în care te poți bucura de peisaje, doar să ai și soare. Din păcate, noi astăzi n-am avut parte de atât de mult soare pe cât n-am fi dorit, cu toate că vremea din ultimele 3 zile arăta că în zona Peak District, în centrul Angliei, o să fie frumos. Și că tot vorbim de soare, iată-l, dar nu stă mult pe cer. Undeva la vreo 2 minuțele, după care se pierde în nori. Asta e vremea din Anglia. Ne bucurăm de ea, vă salutăm și vă mulțumim că vă uitați la noi.